Și crezi că vrei să rămân acolo? Da, frate, ești foarte... Ești foarte frumos. E, fii atent, că la partea mă așteaptă o altă mașină, bine, sper să se audă, că nu știu sigur, niciodată n-aș știut unde are chestia aia microfonul. Aia e că îl țin așa. Da, ăla îl știam unde l-are, dar ăsta nu știam. La portă mă așteaptă o mașină din aia, bomba bombelor. E peste șepta ăsta a șapte. E peste, da, aveam o vorbă, dar nu pot să o zic până nu vedeți mașina. Și mă așteaptă omologul meu, Mugurel, barivacul meu. E o zi frumoasă, bine, nu chiar la fel de frumoasă ca aer, că bate vântul. Bine, asta e mai bine pentru că nu mai e atât de cald. Dar... bate un vânt care e semi-cald. Așa e. Că, după cum mă puteți vedea, sunt între cum am și alta la mine în casă, mi se face tăcorică. Surpriză, n-a ajuns. A. Și după cum puteți vedea pe spate, se află Opelul cel de toate zilele. Wow. Degetele mele. Și cine se mai află? Prietenul nostru? Sigur, domnule. Bă, nu luară mă, o să ciocnim. Lasă-mă. Da, te bătești în pantalon scurs, mă? Da. Pe așa te trimiseră ăștia de la Opel să-mi aduci mașina. Da. Mulțumesc, dă-mi și mie ăla să mi-l pun pe cap. Nu. Faci de mine, sunt frumos? Nu. No. Ce să-și mă? Păi ciocnițele pe ale voastre, mă! Opel Mocha, amice. Da, 2002. Asta e schimbătorul de viteze. Bă, nu știu că și mie vine să zic la fel despre Mocha. Păi toată lumea zice, bă, e Mocha. Ia stai, bă, că vreau să fac o manevră. Să întorc aici așa. Aute, camera de spate. Mai vrei ceva, amici? Eu pe A7 n-am. Tu pe A7 ai? N-am. Vezi? N-am. Opel Mocha. Opelul cel meu cel de toate zilele. Și camera 60. Ia fii atent, ia. Stai puțin, dă-o reverse. Să îți arăt o șmecherie. Poți, de exemplu, să selectezi, uite, a vedere standard, da? Aha. Vedere 180. Oleo! Vedere zoom, în caz că vrei să dai foarte aproape. Aha. Și mod auto. Dom pe standard, nu știu. Op. Mersi aici. Da, bine, că când plouă, vezi din camera asta. Păi, văd că nici acum nu prea văd bine, dar mare vite când plouă. Dar aveți picăturile de apă. Am niciodată, te cam dus în spate, o. Păi dacă sunt cu piciorul. Aaa, am înțeles. Stau da, tata, gen e dubios, pentru că de obicei oamenii care stau foarte în spate cu scaunul, stau și pe spate cu scaunul. Tu pe spate nu stai, dar stai în spate. Da. Avem aici niște plastice, nu specifice Opel, specifice orice mașină mai de buget, să zic așa. Nu o să pui plastic bun. Doar că avem ceva tehnologie pe asta, Vericicu a mers cu ea prin exterior mai mult. Ia uite și volanul un pic teșit. Mai vrei ceva? Și cu rechiușe. Da, chiar că? Are, da. Padele, ești nebun? Am vorbit cu Ioanci și zicea, bă, volanul ăsta e îmbrăcat țiplă. Eu am văzut mașini mult mai premium, nu se compară cu ăsta. Bă, ești nebun? Cum e îmbrăcat. Deci zicea că e îmbrăcat foarte, foarte bine pentru... Și mai ales dar pentru Opel, că până la urmă... Dar calitatea de la piele asta o fi? Nu e, nu? Nu, niciodată. Eu nu cred, adică... Da, se vede eu totuși că parcă sigur, are o textură așa da, dubioasă. Da, eu am zis că nu mi se pare că e piele, adică nu știu. Cred că e piele ecologică, dar piele nu. Ia zi-mi, ce cum e mașina la drum lung? Dacă mergi cu ea pe pilot e ok, dar... Da, putere? Bă, să știi că poți să depășești, dar ți-a sunt consum. A, mă rog, da. Deci, motor de 1.2, 120 de cai, nu? Problema la el, da. Deci, hai să zic care este problema la această mașină, ca să înțelegi. Problema este în felul următor. Dacă mergi cu ea... Eu te pe asta nu se analizezi, bă! Pe dar pilot se vedea la câte sau mergi cu ea liniștit, bă, n-ai nicio treabă. Deci, consumul stă bine. Zic, uite, unde e limită de 90, mergi cu 100-110, să zic așa, știi? Uh-huh. Că vrei să mergi puțin... Mai nasist, trebuie altă loc? Da. Dar problema este alta. De unde îl dezactivezi? De aici, trebuie să țin apăsat. Și urcă e pe ăla? Da. A, bă, ce trecut, nu știu cât. Așa prinde galben, da. Zici că e eroare. Da, exact. Dar dacă schimbi aia apucături sportive, imediat suge benzina. Eu n-am stat așa. Deci nu vă exagerez. Uite, vezi că avem 300 asta autonomie. Dacă eu plec de aici până la podul Jiului și o alerg, îmi scade la 200. Bă, ești nebun. Deci eu n-am văzut așa ceva. Păi da, bine, scade autonomia, nu înseamnă și, că... Păi și nivelul în rezervor, stai liniștit. E normal că și... Stai tu liniștit. Normal că și nivelul în rezervor, dar nu chiar atât de mult. Dar treaba este că poți foarte mult când te dai la ea. Amice, mereu mașinile mici au făcut asta, bă, da. Tu dai mine, mă? Nu dai tu, dă-mi el.
Mereu mașinile mici la viteză au consumat mult. Da. Deci mașina asta, dacă ar fi avut un motor de 2000 diesel, 4x4 era vis. Sau hai zici și un 1.6 turbo. Bă, da, și 1.6 turbo. 160 de cai, de acolo. Tot diesel să fie, bă, și 1.6. Nu, zic, bă, da, benzină, hai zi benzină. Sau un 8 turbo, da, nu, cu un 8 turbo deja era prea mult. Dar oricum, bă, eu pe mașina asta vă bine că asta e mașina de oraș. Da, într-adevăr, nu vrei diesel. Că zici că înfunzi, mergi cu ea doar în oraș. Da, bă, ea nu este făcută să spinteze, nu e făcută să meargă tare. Ea e făcută să meargă în oraș cu 50-60 și în exterior cu maxim 120 maxim, dar nici da, mai zic. Aia pe autostradă. Pe autostradă, da, bă, în restul mare așa pe interior designul e seamănă. E Opel, seamănă și cu Alondra la Corsa, cel puțin volanul e foarte asemănător. E identic, nu mi s-a părut. Ea, nu chiar că noi și da, și comenzile sunt un pic diferite, parcă zici că sunt mai multe, da, știi? Da, uite, vrei spun un lucru. Și pilot și ăsta pus pe aici. Eu, da, că ar fi luat ochii la multă lume. O chestie așa. Bă, frate, de ce nu au pus, uite, toate plasele astea plus butoanele, piano black? Sau lucioase. Bă, sau uite cum e asta roșie, puteau să mai dau de asta roșie pe aici, știi? Așa. Știi? Nu. Dar butoanele, în loc să le facă în plasticul ăsta care vezi că se simte așa puțin zgrunturos, să fost ceva lucios. Pentru că ar fi părut noi. Volanul ăsta pare puțin vechi. Da. Pentru da. Ea. Dacă i-ai fi pus cum vezi pe Mercedes să lucească butoanele, știi, să fie cum ar fi. Ola gagica de fac o tură cu moca. Da. Pe moca. Tot moarte femeilor. Bă. Deci toate femeile se uită la ea. Le place. Bă, dacă le place aia. Deci aia orice femeie se urcă în ea, nu contează, mamă, cum e vis. Deci avem aici navigație pe taș, nu? Da. Te schimbăm posturile de radio, nebunie, mamă, câte deși avem pe aici. Deci aici, dacă vrei, aici ai navigația, aici ai setările mașinii. Cât căluți? 120 parcă? 120 și 250 de motor de 1.2? Da, turbo. Bă, sincer, 250 de Nm nu-i puțin, având în vedere 1.2 benzina. Nu-i puțin, doamne, dar... Bine, că consumul nu vă gândiți că e 4%, că da, aveți motor de 1.2. Sincer, hai să zic, deci după ce te mai înveți să mai mergi cu ea și nu te grăbești, undeva la, eu zic că 8. Dar dacă așa o gândi în oraș, undeva la 90. N-ai un cum, mă, motoarele pe benzină consumă mult. Bine, acum să vină unul, da, bă, da, consumă de rupe. Nu consumă mult, că nu consumă de dacă rupe. Și 10 e consumare, atunci că lasă-mă în pace. Dar pentru motorizarea asta consumă mult, e cel că te-ai aștepta să consume cu un litru 2 mai puțin. GoPro nu stă de acolo. Da, și oana. Da, băi, te gândești 1.2, pă ce pui, bă, 1.2 motor, dar nu e chiar așa, adică gândiți-vă că de la... 10 l-a mers liniștit? Bă, nu, eu 10, zic că cam 8, 8 jumate l-a mers liniștit. La 9 nu putem să dăm să vedem unde e consumul, eu vezi. Uite aici, bine, dar e consumul, uite ăsta l-am resetat eu pe ultimii 204 km, am consum de 6 jumate. A, bine, ai fost și în exterior, uite și ăla. Uite și ăla, am luat unul acolo. Mai îndreptat. Merge, păi da. Merge, Dane, dar o lăsași, Dane, de nu se poate. Da. Merge. Consum de 6.5, dar bine, dar a mers ușor. Adică, bine, ușor, 100. Bine, oricum, da, nu e rău nici în afară. Adică, cât ai vrea să mănânci în afară? 3? Băi, și 4 persoane. Aia zic, nu. Ideea este în felul urmăreț, cum zicea și amicul meu. Nu poți să iei o mașină din asta, să vrei să mai și fugă. Da, și să ai și consum. Da. De calitate. Și de calitate, dar și de asta, și de consum, okay. Și de alea. Da, ai tu un motor de 1.2 pe ea, aia înseamnă că îți consumă 4. Da, da, într-adevăr. Mai ales că mașina e greuță. O să plătești. Bine, de fapt, nu e grea, dar pentru un motor de 1.2 e grea. O să plătești taxe aproape deloc. Ce greutate avea asta? O tonă 200. E ușoară mașina, dar totuși ușoară. E motor de 1.2, adică să fii serios. Bine, Logan nu are de 0.9. Foarte mult asta, aha. 60 la parcă le zice. Și ăștia sunt senzori aici, gen. Da, mai merge. Mai merge asta, vreau să văd cum se aprinde. Gata. Cam pe aici e... Dubios, gen, că mă așteptam să se mai pună o linie. Da. Adică eu personal asta mă așteptam. A, parcarea peș. Da, peș. Să putem să dai și în parcare. Și pe manual același lucru, când vrei să o ții doar în manual. Bă, revenim la întoarcere, că am făcut 2 minute, că e Paștele. Am revenit cu bestia mobilul. Bă, mi se pare așa, aia răbiasă cu ăsta, tot cu ăsta n-ai. Da, cu jucăul. Cu jucăul, da.
Bă, mașinuța e interesantă, nu pot să zic că e cea mai șmecheră, dar bine, nici prețul nu e unul foarte mare, cât o fi una din asta? Bă, deci fix asta, deci fix în configurația drumul la... fix în configurația pe care tu o vezi. Costă 25.000 de euro nou. Bine, bănuiesc că configurația asta nu e una foarte joasă, adică are o grămadă de... Nici nu știu dacă s-ar putea pune ceva mai mult. Nici nu cred că am stat scaunele full electrice, cred, nu știu. Dar oricum e oricum, să știi că din dreapta se vede mai nașpa. Da, adică de la volan e ok, din dreapta nu prea. Da, din dreapta nu prea dai seama de cum vin toate astea pe aici, pentru că nu le vezi că sunt mai mult orientate, cum e și normal spre șofer. Eu, deci mașina asta a fost gândită special pentru femei, pentru a-și duce copii, pentru a-și duce copii la școală în siguranță. Bă, amici, majoritatea SUV-urilor de oraș cam despre asta e vorba. Mașinuță mai micuță, impozit mic. Pentru drumuri lungi merge și asta, dar ții 1.5 diesel. Da, 1.5 diesel, cred că da. e mai înfipt un pic. Da, clar. Și cred că e mult mai gen, adică la consum garantez că cred că la pe oraș mai mult de om nu consumă nici să-l omor. Bă, amice, pentru Românica care nu are autostrăzi, nu faci naveta să-ți duci copiii la școală sau la serviciu sau așa, asta e tocmai bun. Da. Bă, nu știu, e drăguță, de ce să zic? Bă, da, deci mie, bă, e o mașină foarte, foarte frumoasă. Da, bine, nu e pentru mine. Adică da, eu unul nu mi-aș lua. Sunt mulți oameni care și-ar lua. Adică... Bă, sau știi pentru ce o văd? Un începător. Bă, da, mi-e cam scumpă pentru un începător. Da. Adică... Bă, un începător cu bani. Da, dar un începător cu bani, amice, nu o să-și ia niciodată un Opel din asta. Bă, dacă ești un părinte cu bani, îți permiți și vrei câte să-i siguranță, da, și nu vrei să-i Lambo sau vrei să un S-Class sau X5-uri sau nebunii, ei, frate, asta până se învață, 2-3 ani, că ai 5 ani garanție, taxe, impozite mici. Asta e. Da, sigur că da. Asta e mișto. Bă, să știi că așa o văd, e totuși înfiptă pentru 1, 2, nu e... Okay. Adică nu te rogi de ea. Nu, niciodată. Mai ales prin oraș, la ce viteză ai tu nevoie, prin oraș chiar nu te rogi de ea. Este că Lugano are 1.4 și are 70 de cai. Corect. Uite, pe Apollo-ul ăsta nu sare de 80 de căluți. Da, să fii sigur. Mai ales dacă e benzinar. Da. Bă, l-ajută turbo. Asta e chestia, că dacă n-avea turbo la 1.2 era cam... Da. Cam nasol, dar acum văd că pun ăștia turbo pe orice la benzină motorizare mici. Înainte ce avea turbo la benzină era deja... Nu există aspirat. Păi dar până și pe Logan pun. Bă, ești nebun? Da, ăla 0.8, știu sigur, sau 1000 are turbo. Pun turbo pe ăla. Păi trebuie să pui amici, te scoși tu cu un căluț acolo. Corect, da, nu, dar gen, e motorul prea mic, dacă nu, ce faci, să-l faci de 60 de cai în 2020? Păi da. Aia ce-mi place pe la benzină instant, ajunge pe 90. Aia? Da. Asta o dată. Dar asta există și electrică? Da. Da, hibrid nu? Deci sau e doar hibrid? Nu, deci este în felul următor. Deci varianta asta, 1.2 turbo, poți să-ți iei pe asta cutie manuală și automată, da. Așa. Diesel, care nu știu dacă e, cred că e și manuală și e full electrică. Și deci astea sunt cele 3 motorizări. Aha. Care, părerea mea, pentru oraș, asta electrică e genial. Da, bă, nici asta zis chiar nu era, adică nu se simte ca o mașină cu motor de 1.2. Da. Adică 1.6, 1.8. La cum mergi în oraș, de exemplu, nu e mare diferență față de a șasele la care l-am eu, că ăla are și cutia multitronic și dacă nu dai în sport, nu accelerează repede, accelerează greu. Deci chiar nu mi se pare nașpa. E bine. Și să știi, uite, gândește că am băgat de 150 de lei în ea, s-a aprins becul, da? Da. I-am dat restart, am făcut 206 km și mai am jumate. Ba, nu, mai am jumate, mai am sub jumate. Da, da. Dar gândește că la asta plinul știi cât e? Cred că e undeva la peste ca 230 plin. 44. Bine, acum că s-a mai și scumpit. Da. Deci 44 de litri atât are. Ce știi cât merg eu cu Ford de 2 milioane de Păi nu știu. Ce mai este așa mici că mai are? Lasă-ne să-l bagi cu nepaci. Keyless go, keyless entry? Sau nu keyless go n-are? Ba da, ba do. Are și keyless go? Păi nu văzut și pe ce bagaj tu cheia? Nu, keyless entry, scuză-mă, keyless go. Și are o chestie foarte ingenioasă. Deci stai un pic, keyless go, când te urci mașină și nu trebuie să bagi cheia în contact? Nu, e, da, și keyless entry este că intri în ea fără cheie. Dar are ceva gen updatat. Adică tu nu trebuie să pui mâna pe mâner. Trebuie doar să te apropii de asta, da. S-a deschis.
Da. Și dacă te-ai dat jos din ea și te-ai îndepărtat cam 3 metri, 3-4 metri, s-a închis. Păi și în mod normal, de exemplu, cum aveam eu 8 ori al vechi, el în mod normal nu trebuia să tragi de ușă, da, ca să-l desfaci. Avea un senzor acolo și când băgai mâna asta sub, se deschidea. Foarte apropiat de. Da, dar la ăla nu mai mergeau ălea. Da. De-aia gen băgai și nu se întâmpla nimic, pentru că ălea nu mergeau, de fapt. Și știi care e singura chestie? Că pare foarte mare de la volan, dar de fapt nu e. E mică, da. Adică e mititică mașinul ăsta. Exact asta am putut și eu. Inițial mi s-a părut mai greu. Zici că dai în ăștia din dreapta. Da. Adică șeptarul. Și după aceea am stat eu, stai bă, că mai am spațiu, aveam atât între porți. Da, dar și în dreapta încolo, din cauza capotei cu lufturile alea care le are pe laterală, pare mult mai lată. Uite ce mare, deci îți ține banda, ține volanul, distronic, încărcare wireless. Avea aici. Da. Are încărcare wireless și nu știu ce mai are. Bă, nu-l lași mă pe asta. Ce mă? Păi el nu ia mașina, ce-ai? A, da. Doamne. Mă dă dureros peste cap. Asistență la unghiul mort. Au, da. Vezi că îmi strici consul. Deci să-mi va picioarele. Când o călcai, nu mi se părut foarte mare diferență față dacă o acceleram eu așa, cel puțin pentru început. Nu, la ea cu plecarea, cred că de pe loc tare este o mică problemă. În schimb, de la viteză e ok. Bă. Are faruri automate, daylight-uri. Bă, și e frumoasă rău pe exteriorul. Da, bă, deci e futuristă. Adică chiar e frumoasă, n-ai ce zice. Cum a zis maică-ta? Ietina. Uite și tu prostul, mâncați-și telefonul la ureche. N-a avea niciun stres, pe mijlocul drumului mergea. Nu vezi? Tot așa merge, ești prost? Doamne. Ce mai are, nici tu, are ceasurile astea digitale fac toți banii. Sunt mișto. Băi, ce mișto să le ai. Uite, e ca la Audi. Da. Îți arată drive, îți arată acolo jos în ăla. Are recunoașterea semnelor, care e foarte bună, să știi, în sate. Când mergi, vezi tu că e limită de 70, pa, poți să mergi mai tare, că nu știu, uneori da, sunt unele care limită de 70 în ele. Da. Și nu știi, și mergi pe cu 50 ca fraierul, zici: "Bă, o fi rău." Bine, mergi cu 50 ca fraier. Bine. Poate nu, dar mergi cu 70 cu un pic de emoție. Da. Da, mă, e mișto. De ce să zic? Bă, băieți, apăsați pe butonul de like dacă vă plac car vlog-urile și mai vreți să vedeți car vlog-uri din diferite mașini. Parcarea asta, adică nu că nu-mi place, dar mi se pare ciudată, gen mic așa, aici. Nu uitați de butonul de like, să vă abonați și mulțumim, Berșică. Ne vedem data viitoare, pa!